îmi displace, deci nu e ceva corect. Nu procedează corect ce... De ce credeți că construiesc eu și eu gardul ăsta? Este vorba despre refugiații războiului din Siria, din țările arabe, care nu am nimic cu dânsii, nu am nimic. Deci pentru asta construiesc gardul și sunt și ei oameni până la urmă. Normal că nu e un lucru bun. Indiscutabil, deci pentru refugiați, deci ca o țară oricum, ca România, care de fapt nu avem atâta putere financiară să-i susținem, dar în schimb nu e un lucru frumos. Deci nu e umanitar în primul rând și... De ce credeți că le construiesc? Ești cu imigranți. Păi acum la ora asta, la data de azi, să construiești un gard acolo? În 2015. Se cade? Se cade? Nu se cade. Nu e normal, asta e un motiv cu imigranții, cu... Dar oricum, noi ne-am mâncat mereu cu ei. Și ei ne mănâncă în continuare. Cum vi se pare ca inițiativă? Domnule, normal este bun ca să ne protejeze, dar o ține figura. E bine, dacă asta doresc să și le construiesc. De ce credeți să le construiesc? N-am ideea, au ei motivele lor. Păi, n-ar trebui să facă așa, să-i sărați să intre. Nu prea îmi place, deci pe ei vor să se pare și așa cu Ardealul sunt în dificultate. Credeți că ăsta ar fi adevăratul motiv sau se feresc de imigranți? Nu cred că de imigranți. Ei vor să se pare de noi, cu Transilvania. Așa ar trebui să facem și noi. Nu este bun. Trebuie să ne ajutăm unii cu alții. Problema lor. Nu știu ce să vă zic, dar e treaba lor. Nu trebuie să intrăm noi în polemică cu ei. Cred că, până la urmă, după ce s-o termina cu afluxul ăsta ce are ei acolo, e posibil să-l desfacă.